Bună dimineața, dragilor, și bine v-am regăsit la un nou episod. Fraților, astăzi suntem la Brăila, după cum v-am spus și în postările de zilele trecute, o să ajung și la Brăila. Este ora 5, o vreme foarte frumoasă, nu bate vântul, dar am venit așa de des de dimineață, poate găsesc lucruri interesante, ceea ce îmi trebuie. Sper să fie un episod pe placul vostru și nu uitați să intrați pe Vinted, să mă urmăriți sau să vindeți produse dacă doriți și să intrați pe Discord, după cum v-am mai spus, să vă abonați pe canalul meu de YouTube, să dați un like și să scrieți în secțiunea de comentarii ce v-a plăcut la acest videoclip. Mi-am montat GoPro-ul pe cap, lanterna și încă o lanternă pe piept, așa ca să se lumineze foarte bine produsele, ca să puteți să vizionați cât mai bine. Vă doresc vizionare plăcută, fraților! Da, acum era automat, da? Da. Treabă cu lupul, bă, dacă aveam și mașină pornită. Și... Da, ia să faci o plimbare, da? Da, dimineața, așa. Mulțumesc. Poți să fac un pic de aici să-ți progrezez? Nu avem pic de aici. Nu mă duc o miră, nu avem, este închis. Avem, dar nu avem... Nu are, mă, fie închis. Doneu ai? Da? N-ai și clești de la asta. Lumea încă nu s-a așezat cu marfa pe tarabe, dar o să revin și mai târziu. Cât este cine? Dumneavoastră? Cât este un CD? Ha? Un CD cât e? 3 lei. Ia bagajul. 3 lei. Tot aici. 5 CD-uri, da? Băi, soldat! Nu continui să dăm acasă.
da? Da? Bă, nu-i nimeni aici. What the fuck? Ia să uităm ce găsim aici. Gata. Gata. Are cafea aici? Da. Da? Oh, ok. Să începem și noi ziua ca... Păi da, ca oamenii. Păi da. E bine, nu? Cât e ceasul ăsta? 10 lei. 10 lei, domnule. Acum se poartă Rolex-ul. S-a întors la cei săraci, nu da. La... Uh-huh. Care să țini, nu te bag în seamă. Dar dacă îi dai o pâine de 3 lei, el îți dă 1 leu. Avea luminiță de aia aici. Și că se prindeau la un moment dat. Da. Aha. Hai că le-au ce să faci. Dumnezeu, cu tu ai fost? Poftim? Dumnezeu, cu tu ai fost? Nu, sunt din Constanța eu. Eu sunt din Constanța, mai vin și pe aici și pe acolo. Chiar din Constanța? Da, adică am stat în Țăndărei și m-am mutat la Constanța. Și am părinții în Țăndărei și mai vin până aici. Cât e? 70 de kilometri. Așa cum am luat, nu mai știu nimic de ea. De? O prietenă. A, am înțeles. S-a mutat la Constanța, dar n-am mai văzut-o din 2014. Ne-am întâlnit afară, prietate. Vă dați seama, nu? Hai, dar ce petrecere? Da. Joyce, ăla, maneta aia cât o dai? Poftim? Maneta asta. E cu cablu cu tine. Păi ea, așa este ea. 10 lei. Nu se mai ceri 20 de lei, 30 de lei cât în magazin. Hai că revin dacă e... Cred că am venit prea devreme. Am vrut să văd... Ce am venit, mă înțelegi? Sunt lucrurile alea mai nu, bucari și adidasul ăla. A, alea da, da. Da, revin. Astea caretele astea sunt prețurile care se dă. Da, da, e ok, prețurile, nu e să știți că... Haideți că revin, da? Hop! Ia uite-i cum vin. Stai aici, băieți. Da? Așa ar trebui să fie și la Constanța, nu să... Venim la 3 dimineața ca să apucăm ceva. Aici le dă drumul la 5 jumate și toată lumea mulțumită. Ca să știți, băieți, să veniți după ora 6, da? Îmi dați și mie o cafea. Simplă sau curată? Simplă. Cât este? 3 lei. Mersi. Hai să mai încerc și la intrare. Am să pun 3 părți aici la Brăila. 3 clipuri, vinerea, duminica și miercurea. Că văd că de-abia acum a început domnii să vină, o să mai stau și vreo jumătate de oră, mai vin iar mai circul pe aici. Așa. Dar mi-a părut bine că am găsit 5 CD-uri la 15 lei. În primul rând albumul 50 Cent
și alte minunății. Un ceas Casio la 10 lei, funcțional, cu baterie la el. Da? Ca să știți, domnii din Constanța, am luat lucruri mult mai ieftine aici. Viața... CD-uri numai cu filme, nu? Cu film? CD-urile numai cu filme sunt, da? Da, da. Ma, liceni. Da. Aici am seria. Nu, știu, ala 24. Da. Cât e un CD? 5 lei. Da, mulțumesc. Ce aici? Da, spune, făcutură până la băieții ăștia. Cât e perichea de căști? Eu am cerut 20. Acum la alegerea mea, nu? Cum? Zic, acum la alegerea mea, nu? Da. Ce n-am bani. Cred că s-a lipit ceva de... Să nu fie topită, să zic. 15 lei merge? Cum? 15 lei merge? Nu înțeleg. 15 lei se poate? Dacă nu... Hai, iau. Aici, ok. Așa. Doamne ajută. Doamne ajută, domn. Da, dar de PS2 asta. Carcasă de 3 cu PS2. Cum mai avea și jocul. Da, da, știu. Cât e mausul ăsta? Casa e? Mausul ăsta.
Mă spun și până să văd cât e. Am crezut că e ceva de iertă. Cam atât pentru prima parte, să vă arăt ce am luat la mașină. Să vă arăt ce am luat și din târg, din obor Brăila, din prima parte. Am găsit 5 CD-uri cu 15 lei, 50 Cent, albumul lui, unul dintre albumele lui. Așa, Shania Twain. Este o solistă de muzică din America. Am ascultat-o foarte mult când eram mic. Am găsit-o la târg cu albumul ei. Super mișto, gagica, cântă superb. Așa că cu acestea am dat 15 lei. Cred că am făcut o afacere foarte bună. Un ceas Casio, iarăși. Asta e diferit față de ăla meu. Da, nu are nimic, arată bine. 10 lei am dat. Bine. Și niște căști de PS4 și PS5. Am găsit pe site-ul EMAG. Sunt cam în jur de 260 de lei noi. Dar nu le dăm mai ieftin ca de obicei. Dar arată foarte bine căștile. Aceste produse o să le pun pe Vinted, ca să știți. Să nu uitați să intrați pe serverul Discord, să vă abonați dacă doriți și acolo să vindeți ceva sau să cumpărați. Să nu uitați să vă abonați pe canalul meu de YouTube. Vă doresc o zi plăcută și ne vedem la partea a doua.